Bună ziua! Eu sunt Cristian, profesor de teorie de la școala Auto. Astăzi mi-am propus ca să rezolvăm chestionarul de la tema 4.8, A și B. Haideți să începem! Litera A. Circulația prin zonele rezidențiale și pietonale. Prima întrebare. În zona rezidențială, instruirea în conducere este interzisă atât în cazul instruirii inițiale, cât și în cazul instruirii pentru obținerea categoriilor sau subcategoriilor noi. Deci, varianta corectă va fi în ambele cazuri. Întrebarea numărul 2. Conducătorul autoturismului roșu va vira la stânga ultimul, deoarece acest conducător iese din zona rezidențială sau, cu alte cuvinte, părăsește zona rezidențială, iar în așa situații, în regulament este stipulat clar că conducătorul de vehicul care iese din zona rezidențială este obligat să cedeze trecerea tuturor participanților la trafic, atât pietonilor care se deplasează pe trotuare, cât și conducătorilor de vehicule care se deplasează pe acest drum. Dar haideți să indicăm și ordinea de traversare a acestui sector de drum. Primul o să traverseze conducătorul autoturismului albastru, al doilea va traversa acest sector de drum conducătorul autoturismului verde și în final va traversa acest sector de drum conducătorul autoturismului roșu. De ce conducătorul autoturismului albastru traversează înaintea celui verde? Deoarece în condiții egale de deplasare se aplică această regulă că conducătorul de vehicul care virează la stânga sau execută manevra de întoarcere este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus și se deplasează înainte sau la dreapta. După cum vedem, conducătorul autoturismului verde este acela care virează la stânga și îl are pe autoturismul albastru care vine din sens opus și se deplasează înainte. Întrebarea cu numărul 3. În zona rezidențială este interzisă trecerea vehiculelor în tranzit, adică în treacăt, să-și scurteze calea de acces, instruirea în conducere, la fel, este interzisă, staționarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor într-un mod care face dificilă sau chiar imposibilă deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circulație. La fel, această variantă este corectă. Deci, varianta corectă finală va fi executarea oricărei din acțiunile enumerate. Întrebarea numărul 4. Cu ce viteză maximă se va deplasa autoturismul ulterior virării la dreapta? Cu maximum 20 km pe oră. Deoarece, prin zonele rezidențiale, conducătorii de vehicule trebuie să se deplaseze cu o viteză de cel mult 20 km pe oră. Chiar și pe teritoriile adiacente drumului, la fel, este impusă această limită de 20 km pe oră. Iar 5 km pe oră este impusă această limită la deplasarea prin zonele pietonale. Întrebarea numărul 5. În zona pietonală pot intra doar vehiculele care aparțin persoanelor care locuiesc în această zonă și nu au alte căi de acces, da, este corectă această variantă de răspuns, prestează servicii populației din această zonă cu condiția că masa maximă autorizată a lor nu depășește 3500 kg, însă, imediat după prestarea serviciilor, ele trebuie să părăsească zona, la fel, și această variantă este corectă, prestează servicii instituțiilor aflate în zona cu condiția că masa maximă autorizată a lor nu depășește 3500 kg, însă imediat după prestarea serviciilor, ele trebuie să părăsească zona, și această variantă este corectă, efectuează în această zonă lucrări tehnologice, însă imediat după efectuarea lucrărilor, ele trebuie să părăsească zona, și această variantă este corectă. Deci, varianta corectă va fi varianta următoare. În zona pietonală este permisă intrarea tuturor vehiculelor menționate. Întrebarea numărul 6, ultima de la subtema A. În zona rezidențială și cea pietonală, pietonii se pot deplasa atât pe partea carosabilă cât și pe trotuare, deci conducătorii de vehicule sunt obligați să le cedeze trecerea pietonilor, dar și pietonii nu trebuie să se deplaseze fără motive întemeiate pe partea carosabilă, stânjenind circulația vehiculelor. Următoarea subtemă de la tema 4.8, litera B, circulația pe autostrăzi. Pe autostrăzi se interzice deplasarea cu spatele, da, se interzice această manevră pe autostrăzi, instruirea în conducere, efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor. La fel și aceste acțiuni se interzic pe autostrăzi. Deci varianta corectă va fi următoarea, efectuarea oricărei din acțiunile enumerate. Întrebarea numărul 2. Precizați dacă se permite remorcarea autovehiculului rămas în pană pe autostradă. Se permite numai până la prima ieșire de pe autostradă. Ca să știți, de regulă remorcarea pe autostrăzi se interzice, dar dacă totuși vehiculul rămâne în pană, putem să chemăm
pe cineva în ajutor ca să ne remorcheze, cu condiția că vom părăsi autostrada la următoarea ieșire, respectiv cea mai apropiată. Întrebarea numărul 3. Care din conducătorii ce efectuează manevra de întoarcere pe autostradă nu încalcă exigențele regulamentului? Noi cunoaștem că manevra de întoarcere se interzice pe autostrăzi, dar după cum vedem, avem o autocisternă care urmează să stropească gazonul atât din partea dreaptă, cât și din partea stângă și în afară de aceasta, acest vehicul este echipat cu lumină giratorie de culoare portocalie, care nu acordă prioritate în trafic, dar se folosește pentru vehiculele care sunt destinate lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor. Deci, nu încalcă exigențele regulamentului, doar conducătorul autocisternei, care respectiv va stropi gazonul și din partea dreaptă și din partea stângă. Întrebare numărul 4. Pe autostrăzi se interzice circulația autocamioanelor cu masa maximă autorizată ce depășește 3500 kg cu o viteză mai mare de 70 km pe oră. Nu este corectă această variantă de răspuns. Intrarea în locurile de întrerupere a benzii de separare și întoarcerea pentru deplasarea în sensul opus. Da, această variantă este corectă. Oprirea în afara locurilor special amenajate și semnalizate prin indicatoarele loc pentru popas sau parcare. Și această variantă este corectă. Deci, varianta corectă finală va fi efectuarea acțiunilor enumerate în punctele 2 și 3. Întrebarea cu numărul 5. Precizați dacă în situația din imagine, conducătorului camionului alb, masa maximă autorizată a cărui nu depășește 3500 kg, îi se permite efectuarea manevrei. Îi se permite numai în cazul circulație intensive pe alte benzi, da, îi se permite numai în cazul efectuării manevrei de depășire și această variantă este corectă. Deci, varianta finală corectă va fi următoarea. Îi se permite în cazurile menționate la punctele 1 și 2. Întrebarea numărul 6. În situația din imagine, precizați dacă poziția microbuzului pe banda din stânga corespunde regulamentului. Corespunde doar în cazul circulației intensive, da, este corectă această variantă de răspuns. Corespunde numai în timpul efectuării depășirii și această variantă este corectă, deci varianta corectă va fi corespunde în orice caz. Întrebarea numărul 7. Pe autostrăzi este interzisă deplasarea mașinilor autopropulsate care efectuează lucrări de întreținere sau reparație a drumului, nu este corectă această variantă de răspuns, vehiculelor viteza cărora prin construcție sau din alte motive este mai mică de 60 km pe oră. Iată această variantă este varianta corectă de răspuns. Întrebarea numărul 8. Precizați dacă este permisă deplasarea vehiculului în cauză pe autostradă. Da, se permite doar dacă acest vehicul este condus de un instructor. Întrebarea numărul 9. Deplasându-vă pe autostradă în situația din imagine, puteți efectua oprirea trecând de indicator, dar peste 800 de metri. De ce? Deoarece acest indicator de parcare este însoțit de panoul adițional 611, care se numește distanța până la locul intrării în vigoare a indicatorului. Deci, acest panou adițional ne informează că locul de parcare îl vom găsi peste 800 de metri. Deci, varianta corectă de răspuns este următoarea. Numai în locul special amenajat, care se află la o distanță de 800 de metri de la indicator. Întrebarea numărul 10 și ultima întrebare de la tema 4.8. În situația din imagine, precizați dacă conducătorul vehiculului oprit fortuit pe autostradă este obligat să pună în funcțiune avertizorul de avarie. Este obligat în orice condiții, deoarece noi cunoaștem că în caz de oprire fortuită, se conectează avertizorul de avarie. Aici s-a finalizat tema de astăzi. Noi vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Nu uitați să ne apreciați munca cu un like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru mai multe informații utile. Pe curând!